Bun, salutare tuturor, ne regăsim la Let's Play nostru la Bulletstorm. Așa am pus și am pornit și timerul și acum să ne jucăm Bulletstorm. Și am rămas aici cu șobolanul ăsta gigant, așa i-am pus numele eu. Mergi pe bune. Chiar arată ca un șobolan mutant. Ce n-ai... Bă, eu trag în aia degeaba. Hă, ce? Ce? Ce că nu-mi dau seama, sincer. Oooo. Să vă ia naiba pe toți, vă distrug. Ah, ăștia trăgeau în mine, frate, într-un ce naiba mă trage în mine așa? Șobolan gigantic, dă-i! Ok, cam mult mă cel și cam puțin îmi dau seama ce se întâmplă pe aici. Dar, eu dau, distrug tot. Șobolan mutant, dă-i! Ce? Fuck, ne-au lovit, ne-au lovit! Pierdem controlul elicopterului, repet. Dau... Ia-ți punctul sensibil. Nu, du-mă în spatele lui. Ce, cine trage? Băieți, am o surpriză pentru voi. Vă las cadou. Și o pârlă mutantă, șobolan mutant de fapt. Arată ca un șobolan cu fața aia de mutant, șoareci mai bine zis. Nu, eu nu mi-am dat seama după punctul roșu. Că e foarte evident. E foarte evident, deci... Cine a jucat Dead Space 2 și-ar fi dat seama că dacă arată aia la un monstru... Am trecut prin ea. Ieși. Fuck, dă-i în robot, distruge tot, general Serrano. Generalul Serrano. Serrano ăla, cum n-ai văzut, chema. Dar ține-mă, mă, ca să trag în el, că nu pot să dau la fix, așa. Să mai încinge și... Deci ăsta ne-a urmărit totuși, ne-a urmărit destul de mult. De acolo de unde l-am lăsat noi. La începutul jocului. Cine s-a uitat de la început? Cine s-a uitat la început? Își amintește. Cine nu... Asta e, ar trebui să uit. Bine, nici chiar de la începutul jocului. De la actul 1, capitolul 2 sau 3, dacă nu mă înșel, nu știu nicio bine. Știu că plecam cu un helicopter. Copter de la pe care merg aia. Tipii ăștia care ne atac, nu cu ăsta, cu... De la. Hai bă, las-mă să distrug șoarecele ăla. Oh, cinematic, vreau să văd cinematicul. Oh, deci chiar e generalul ăsta, Serrano. Haha, a rămas fără arme. Fără gulanți, mai bine. Da, chiar că nu era timp. Nu vedeți? Oh! Ea, să zbub eu de... Zbubui aia în gât. O, nu, elicopterul e destul de agravat. Așa, bun. Ce se mai întâmplă de data asta? Încică generalul fucking head. Trici, ca... Ce-i cu 30? Da, am salvat-o, ce probleme?
Problem, bro. Problem. Trage-i. Omoară-l, nu-mi pas mie. Bun. Să-mi așez microfonul ăsta. Calmea, de ce nu stă calmea? Voi uitați-vă la cinematic. Bun, nu-i destul de bine cum îl am acum momentan. Bun. Ah, ce mai este? Eu în locul lor îl omoram pe generalul. Da. Da, ce ziceți voi acolo? Bă, tipule, dar apropo, unde sunt soldații tăi, aia? Cu care erai pe navă, că sigur nu conduceai tu dita mai... Nava aia gigantică, nu o conduceai tu, sunt sigur. Bun. Da. Trișca, nu? Chiar că da. Asta e de vreo, nu prea aș avea cum să plec acasă. E, asta e acolo. Nu prea-mi place situația, dar... măsurile disperate cer... Sau nu mai știu cum era. Ideile disperate cer... Ai, nu mai știu cum naiba era radical, ai doar cum. Hai să jucăm. Ai, mă, că n-avea cum să supraviețuiască acum, sincer. Oh, actul 6, chapter 1. Oare câte acturi mai am? Vreau să-l termin, dar nu cred că mai am mult. Oricum. Deoarece a fost destul de lung până acum, dar oricum. Hai. Ce naiba are de nu alunec? Oh! Spike leg. Bun, hai. Așa, mă așez într-o poziție mai confortabilă. Bun. Eu sar. Primul. Te trec, băi. A, te-am trecut. A, n-ai microfonul ăsta deloc cum vreau. Ia dă-te. Dă-te, bă, că am o idee. Nu, iar bandicam-ul ăsta. Aoleu, de-abia aștept să-mi iau o sursă nouă, să filmez din nou cu Fraps-ul care nu-mi face lag deloc. Deci deloc, cât filmam cu Fraps-ul, n-aveam lag, n-aveam nimic, acum am pus cu Bandicam-ul lag și de toate. Oh, wow. Nu mi-ar plăcea să fiu prins într-o astfel de furtună. Sincer. Vreau chestia de aici. Gloanțe la asta și cam atâta. Ieșiți afară, că e vreme frumoasă, să știți. E vreme frumoasă, tipule, crede-mă. Vezi? Îi soare, timp de plaje. Timp de plaje. Para, pa, pa. Cine trage, mă, în mine? Tipule, mor. Mort. E mort, tipul, gata.
Am aranjat. Ah. Nu am microfonul ăsta deloc ca lumea. Aoleu, microfonul ăsta cât îl urăsc și pe asta. Take cover, take cover, take cover! Măi, frate, dintr-un glonț. Mă, dar ei nu trag în el. Nu! Al naibii țint în armură jego. N-am în fier aia al naibii. Hai mă. Care mai e tare, a? Care mai e tare, mă? Tu ești, mă? Sau tu ești, ne? Tu? Tu ești, mă? Ziceți, mă, care mai e tare, a? Tu ești? Ah, da, unde să trebuia să mă bag în cavă. Cred că mă fulgera. Oh, n-ai microfon, deci dacă știi ce fel mi se mișcă. Aia, stai culmea! Căcatul tău. Uite, n-ai. Ia vino mă acum. Ia, ai noroc, ai murit. Hai mă, pe unde? Care mai e mă în viață? Care mai? Au mai bine microfon, deci gata, deci pun. Mami. Ce mai e? Bun, încărcăm. Ok, chiar nu-mi dau seama ce-o fi asta, da. Băieți! Băieți! Pe unde ați luat-o? Pe aici? Dacă pe aici trebuie. Bun, așa. Vom testa noua armă. Oh! Super. La perfora, gata. O, deci chestia asta cum ar fi te perforează, pro. O, da. Wow. Aveam încărcat și eu nu mi-am dat seama. N-am fost eu. Asta e cum ne ce mi-au așa de mult damage. De la o singură lovitură n-am vrut să fac asta, dar voi m-ați obligat. Zbori. Bun, hai. Hai băi, să mergem. Oh, da. Coborâm. Ui. Ok. Hai băieți, după mine, cred. Da, pe bune, dacă n-am tras în el la...
Măi, al naibii, tip ce alerga el frumos așa. Puș, puș. Puș, puș, puș. Tu te mai naibii. Este, stare. Fuck you, fuck you, fuck you. Wow, ce l-am ars pe tip. L-am ars, ce mai gata. L-am ars. N-am nevoie. Dă-i. Așa, bun. Ce, mă? Asta era, mă, problema. Mam, deci tipul ăla m-a enervat, o pățești. Gata, a pățit-o tipul. Tu scavărul tău de electricitate a naibii. A, checkpoint. Bun, dar cam asta a fost din această parte a Let's Play-ul nostru la Bulletstorm. Până data viitoare, nu uitați, dați subscribe, like, comment, share și deci... Baftă lume!